dau lui Emil, sau lui doamna Carmen, de mine, trofeul care noi îl dăm. L-am găsit secțiunea instrumentiști. Și vreau să fie aici. Eu Emil, nu știu pe unde este. Și acum... Mulțumesc. Încerc să... Da. Noi întotdeauna ne place de cel care este primul, iar Luță Ioviță a fost primul caragotist. Directorul de la Casa de Cultură din Caransebeș este prietenul nostru, domnul Cojocariu. Și zicea, la mine în Caransebeș este festival Luță Ioviță. Și am spus, da noi, în Voiteg, de ce să nu-l prezentăm pe Luță Ioviță, în fond el este bănățean, că nu-i din Voiteni, este adevărat, dar este bănățean. Și este, noi spunem, cel mai bun taragotist, este adevărat, e Luca Novac, e Fărcaș, însă el are marele avantaj de a fi primul. Și noi, aici în Voiteg, suntem primii care îl comemorăm, ne aducem aminte de Luță Ioviță. Ce tocmai la Voiteg. Pentru că Voitegul... Da, Voitegul are o casă de cultură care sperăm să se reabiliteze, însă muzeul nostru este chiar un centru cultural din zonă. Aici au avut foarte multe lansări de carte. Chiar multe lansări de carte, în afară de vernisajele, de pictură, de fotografie, concerte, și cred că în afară de muzeul care l-am făcut cu trudă și cu dragoste în același timp, trebuie și câte un rapsod, câte o personalitate din tradițiile noastre să fie evocat în acest centru cultural. Rurale, culturale, au fost evident fanfare, coruri, echipe de dansuri, cafenele literare am putea numi, poeți, țăran, power și așa mai departe, proză, ceea ce în multe alte zone nu a existat și acesta a fost context. Luță Ioviță vine în acest context pe care am vrut să-l subliniez. Meritul lui este enorm, fenomenal, dar pe de altă parte, el nu putea să facă altfel. A fost un om dăruit cu har. Și oamenii dăruiți cu har sunt robi harului. El a fost ales să facă asta de cineva. E limpede. Și a făcut ce a trebuit să facă. El a descoperit un instrument ciudat, bizar, pe care maghiarii l-au numit torogoto. El a fost un instrument creat pentru a da măreție culturii maghiare și a fost gândit pentru muzica simfonică și chiar pentru muzica de divertisment. Dar el a fost dezvoltat din surla curută, un instrument cu găuri și cu două ancii, dar a fost modificat extraordinar de mult de către frații Șunda și de către un muzicolog maghiar, Gheza Caldi. E o istorie foarte ciudată, într-un fel. Gândiți-vă că Richard Wagner aprecia foarte mult acest instrument și în Tristan și Isolda există arie cântată de 3 sau 4 taragotiști. E incredibil, nu? Richard Wagner. Dar mulți îi reproșează tocmai că a transformat, să spunem, este unul din precursorii naționalismului, iredentismului și așa mai departe. Nu intru în asemenea explicații. Mi se pare semnificativ această, ce să vă mai spun, Miklós Horthy a iubit extraordinar Torogoto. Trec peste asta pentru că pot fi acuzat pe partipriul și nu e vorba de așa ceva. E vorba de istorie, vorba de cât de complicată e istoria și de cât de greu putem să tragem concluzii. Luță Ioviță s-a născut la Dalci, într-o familie și un cartier de romi, extrem de marginali, săraci,
dar oameni dăruiți cu har. Din acel sat de lângă Turnul Ruien, care la ora actuală inclus în comuna Turnul Ruien, au plecat enorm de mulți interpreți, instrumentiști de muzică populară bănățeană. Tatăl lui Mitru Iobiță a avut un taraf. În acel taraf cântau frații lui Luță. Nu știu câți frați au avut. Cred că istoria nu a fost 4. Și în acest context, Luță n-a mai avut loc în taraf pentru că era și mic, micuț. Și la 8 ani a fost tocmit slugă, cum se spune, și a început, a luat viața în piept. El cânta la fluier, era extrem de trist, pentru că nu putea cânta cu frații lui și cu tatăl lui. Și până la 12 ani, această, să spunem, viață destul de grea, despărțit de familie, l-a marcat. Sigur, eu nu văd freudian lucrurile astea, că dacă în copilărie a avut traume. Nu, cred că acest lucru a influențat copilăria, în primul rând. Dar ulterior, el a devenit, într-adevăr, un geniu. La 12 ani, talentul lui, el cânta la fluier, a fost descoperit de un caranțe de șan, destul de pătura mijlocie, păture Begea, care l-a angajat și avea voie să cânte și, din câte știu, l-a ajutat să scape de analfabetism. El a învățat să scrie și să citească în cadrul acestei familii. Pentru că n-a putut să meargă la școală, iar în acea perioadă, am vorbit de reformele Mariei Tereza, analfabetismul în Banat avea cel mai mic nivel pentru că școala era obligatorie. Imperiul avea nevoie de forță de muncă calificată și nu se glumea cu... Sigur, erau și eșecuri, dar mult mai puține. În acest context, la 12 ani, Păture Begea îi cumpără un clarinet lui Nicolae, Luță vine de la Nicolae, Nicoluță, și spune, mă copile, eu văd bine că tu nu vrei să rămâi slugă. M-ar bace Dumnezeu să nu te... Tu vrei să devii muzicant. M-ar bace Dumnezeu să nu te las. Aici începe cariera fabuloasă a unui instrumentist, a unui promotor al folclorului, al muzicii bănățene, unic, de fapt, chiar la nivel național, pentru că ceea ce s-a întâmplat ulterior ține de miracol. La sfârșitul secolului XIX, Luță pleacă la Seghedin, îi se spunea Seghedul actual, și face armata în două garnizoane, Seghedin și Budapesta. În ultimul an de militarie ajunge la Budapesta, nu a avut un rol esențial, a fost ordonanță, ăsta e adevărul. Asta era, dar i s-a permis să cânte. Și el găsește la Budapesta acest instrument, într-un magazin muzical, inventat deja de frații Șunda. Și frații Șunda mai au o descoperire esențială. Țambalul cu pedală. Țambalul cu pedală, care este un instrument polifonic, care seamănă cu orga, este un instrument esențial pentru folclorul, să spunem, maghiar. Acesta a fost preluat în folclorul maghiar, dar și în folclorul românesc, e clar. Avem cântăreți instrumentiști la țambal, Mircea Ardelean sau fantastici. Și da, să-l iertă Dumnezeu, știu, l-am cunoscut. Și în acest context, Luță descoperă taragotul, torogoata, din exprimarea maghiară, se întoarce în țară și începe o carieră fabuloasă, cântă la caranțele și, în primul rând, cântă cu Alexe Drugă, cu taraful lui Pera. Sunt detalii neesențiale. În zona caranțelelor și erau foarte multe, să le spunem, tarafuri,
îi se spunea bandă, banda lui Pera, banda lui Mitru, banda lui... Și el introduce acest instrument în tarafurile bănățene, în care nu existau instrumente de suflat. Vioara era regina. Și începuse clarinetul, fără îndoială clarinetul, un instrument mai versatil decât torogoata. Acum, de ce este atât de ciudată torogoata? Pentru că are și clape și găuri. Este un instrument baroc, excesiv. Saxofonul are doar clape, nu? Clarinetul doar clape. Torogoata are și. E ca și cum la fotbal, atunci când centrezi, folosești adidas și când tragi la poartă, ai bocan cu, să spunem, cu crampoane. Deci ai o versalitate foarte mare. Poți poți să faci virtuozitate, poți să ataci notele într-o manieră unică. Și principala caracteristică, sigur, nu numai a taragotului, este procedeul pe care muzicienii, nu mă aventurez, nu-i domeniul meu, se cheamă staccato, adică să cânti notele cu anumite pauze. Acest staccato simplu este tipic fluierului, iar taragotiștii, după Luțeoviță, după el, ajung la perfecțiune, în Banat, torogotiștii fac staccato dublu. Am să în încheiere spun de unde știu lucrurile astea, în sfârșit nu mi-aparțin, nu, dar nu dezinformez. Ar fi ultimul lucru la care mă gândesc. Poate că exagerez eu, poate datorită felul în care am perceput. În sfârșit, urmează primul război mondial, în 1914, Luță este sigur recrutat, face armata ca ordonanță la doctorul Țeicu din Orabița, foarte cunoscut în Caraș, extrem de cunoscut. La prima vizită a regelui Ferdinand, Cărășenii prezintă toate monografiile localităților din Caraș, regele Ferdinand și regina Maria rămân uluiți, pentru că totul era consemnat de la apariție până în ziua vizitei, în acele monografii. Asta era valabil și Banatul de în Pusta, părânțeală, evident, și în Banatul Sârbesc și așa mai departe. Asta era cultura Banatului. Și el, Luță, se mută la București, adică, iertați-mă, începe războiul cu tragedia primei conflagrații mondiale. Aici există o întâmplare, unii spun că n-ar fi existat. Eu o reamintesc. Într-o zonă numită Piave, unde era frontul dintre Italia, care trecuse de partea Antante și împotriva Sfintei Alianțe, adică Germania și Austriei, trupele austriece erau față în față în tranșee cu trupele italiene, care erau întărite cu trupe franceze. Și în acest context, Luță iese într-o seară pe marginea tranșei și cântă La Paloma. El știa să cânte La Paloma, pentru că cânta în birturi, dar nu era o problemă. Italienii sunt înmărmuriți, adevărat, el mai cântă și un doi. Cântă un doi. Doi bănățeani. Și, evident, trupele fraternizează, sunt mutate ulterior batalioane disciplinare, nu mai aveau să lupte. Pentru că pentru ei războiul se terminase. Aceasta e prima, să spunem, întâmplare mitologică, mistică, o consideră unii, eu cred că e adevărată. S-au mai întâmplat asemenea lucruri și pe alte fronturi. Și se termină războiul, sigur. Pasul următor, Luțeoviță se mută la București. În 1923 se mută cu familia, formată din 4 copii, Ion, care era solist vocal, face un taraf, Ion, Alexandru, Andrei și Mitru, după numele tatălui lui. Acest taraf este cunoscut în istorie ca Orchestra Populară, Orchestra Bănățeană, iertați-mă, Orchestra Bănățeană, Luță Ioviță. Și o informație absolut care nu este cunoscută. Această formație are cinstea să-i se acorde primul disc
imprimat la București de către o companie condusă de un investitor evreu care face la București prima casă de discuri, sigur, complicat, la București trebuie să dea șpagă, după aceea trebuie să mute la Viena, e o întreagă, seamănă cu prezentul, nu? Cea în România, asta e, deci. Și, dar primul disc, în 1936, este un disc în care apare vocea lui Ion Luță Iobiță și torogoata tatălui lui și, evident, Luță este solist. Surpriza este că vă ofer, după ce terminăm acest, în care timpul e principalul adversar, cunosc și în cazul meu emoția. Cariera lui Luță la București a fost fabuloasă, el a fost un ambasador al Banatului, din toate punctele de vedere, și a întâlnit acolo un alt bănățean, la fel de extraordinar, Ion Luca Bănățean. De ce îi se spunea Ion Luca Bănățeanu? Pentru al deosebit de Fănică Luca. Amândoi rom și spunea, ăsta e Fănică Luca, ăsta e Luca Bănățeanu. Luca Bănățeanu avea o altă formație. El a făcut 2 ani de facultate de medicină și a făcut 3 ani de facultate de drept. A vrut să devină avocat, dar harul a fost mai puternic decât proiectele lui și el a devenit, cum spune Andrei Tarkovski, un rob al harului, la fel cum a fost și Luță Iobiță, la fel cum au fost toți mari rapsozi, să-i spune mai cântecului Bănățean, din Oltenia, din Moldova și așa mai departe. Pentru că este familiarizată cu destinul multor asemenea, să spunem oameni. Ceea ce se întâmplă ulterior este mai simplu de povestit. Urmează a treia etapă din viața lui Luță Iobiță. Regimul democrat popular, așa e numit, mă rog, era numit Republica Populară Română, plecarea regelui, și în 1945 nou regim din România face o reformă. Eu aș fi foarte atent când criticăm, să spunem, trecutul. Acest regim a creat niște instituții culturale care nu au existat în perioada interbelică. Au apărut licee de artă. În sport, ce să mai discutăm, au apărut Steaua, Dinamo, cluburile departamentale, universitățile. S-au creat instituții. Regimul acesta, să-i spunem comunist, a încercat să facă cultură de masă, a încercat să facă sport de masă ca o componentă a culturii și a încercat să ridice nivelul de, să spunem, educație al masei. Dacă a reușit sau nu, părerile sunt împărțite. Dar fără discuție, apariția orchestrei Lazar Cernescu la Caransebeș, apariția orchestrei Barbu Lăutaru, care ținea de Institutul de Folclor de la București, orchestra radio de la București, au avut la bază trei personalități extraordinare care au făcut aceste instituții împotriva dorinței Anei Paucher, care era extrem de violentă și nu dorea să apară asemenea instituții. Cine au fost acești oameni? Harry Brauner, cunoscutul sociolog, Petru Groza, din Deva, altelean, care iubea fantastic, să spunem, folclorul, inclusiv cel bănățean, care e legat de Hunedoara. Și a treia personalitate, tot bănățean 100% celebru, Tiberiu Redicean. Ce spun bănățeni? Noi români ca bănățean, Bănățean ca Logoșan, Logoșan ca Predicean. Nu? Asta e pentru orice Bănățean. Sigur, aici vreau să spun un singur lucru. Acest, spunem, mis Bănățean în cealele mele, să știți că reflectă o realitate, pentru că bănățenii, prin reformele de care am vorbit, au devenit conștienți că în societate proprietatea
înseamnă să fii mult mai stăpân pe deciziile tale, decât să depinzi de decizii luate din afara ta. Și aceste ferme, gospodării țărănești, și mai ales regimentele de graniță, de la Caransebe și de la Bozovici, cu acei bănățeni făloși care își cumpărau singuri caii, armele și echipamentele, îi făceau, să spunem, izbănățeală în țoanele mele. În sensul că erau recompensați de Viena pentru că ei erau, cum se spune acum, parteneriat public-privat, nu? Parcă așa îi se spune. Nimic nou, nu? Dar a rămas această vorbă, suntem, mă rog, ironizați bănățeni. Eu nu spun asta, eu sunt de jumate bănățean, mama a fost basarabeancă, dar evident că sunt de partea celor care sunt foarte, am copilărit în Banat. Aceasta a fost, să spunem, în linii mari ce am vrut să spun. Torogoata aceasta a introdus o anumită solemnitate, măreție, un timbru specific, răscolitor, care a schimbat fundamental, să spunem, timbrul, polifonia orchestrală în orchestrele populare. Mai mult, după apariția torogoatei, vioara a devenit un instrument de rang 2. Și atunci au apărut două tipuri de, să spunem, de orchestre. Ion Luca Bănățeanu, Moise Belmustață, Radu și Ilie Vincu, rapsozii Banatului și orchestrele cu, să spunem, cu taragotul, torogoata care de ton. Acesta nu e un lucru simplu. Luță nu a avut un proiect, cum se fac acum proiecte, tot a fost instinctiv, intuitiv. Și ca să îi prezint foarte direct, să spunem, personalitatea, am să spun două lucruri foarte simple, și data trecută am povestit, dar cred că despre el ar trebui să știm mai multe. Istoria trăită aceasta, chiar factuală, e mult mai importantă, chiar dacă, să spunem, este de natură afectivă. În 1953, terminase în clasa 1, urma vacanța și tatăl meu era directorul Căminului Cultural, o instituție înființată de, spuneam, de Petru Groza. Aceste cămine culturale însemnau echipe de dansuri și așa mai departe. Brigăzi artistice, sigur, erau ideologizate. Atunci când se cânta imnul României, înainte de asta se cânta imnul RSS-ului. Deci întâi imnul RSS, imnul României și pe urmă, dar ai noștri s-au adaptat, nu era o problemă. Jocul era tot joc, adică torogoata era aceeași. Trebuia să suporți acolo câteva acorduri și lucrurile se rezolvau. În acest context, el a venit în 1953, a fost un proiect foarte complicat, pentru că tata a trebuit să meargă la fosta regiune Banat, multe aprobări, cu motivații ideologice. De ce e nevoie de deplasare? Trebuia să arate că aici oamenii vor să intre în GAC. Nu are rost să... Da. Oricum, satul în care m-am născut eu, Șipet, care e foarte aproape de aici, câți kilometri sunt? Vreo 15, 13. Foarte ușor. Și satul s-a pregătit prin muncă voluntară, clar că s-a făcut o scenă în curtea școlii din Vale, era o magazie pe lemne, și au apărut două orchestre. Una de muzică de stradă, îi se spunea, și una de muzică populară. Sigur, și pețenii n-au prea gustat muzica de stradă, o știau, venea Kirvaitul de la Briz, de la Libling, știau muzica asta, ei nu o dansau, nici junii, nici fetele nu prea dansau, că nu prea aveau voie, dacă vreun și pețean juca cu o fată din Briz, imediat mama îi trimitea un semnal, nu mai juca cu nemțoanea, că se supărau fetele.
Există acest conservatorism tipic și e ușor de înțeles. În acest context a apărut Luța. Ce am apreciat? Era foarte respectat, dar nu era autoritar. Cu vârsta de atunci am văzut foarte repede asta. Nu trebuia să spune nimic. Oamenii îl urmăreau și la o mică mișcare executau. El era de fapt șeful, cu toate că exista un dirijor. Și care a fost ordine? Asta m-a impresionat foarte tare. Întâi au cântat 3 sau 4 soliste. Eu nu mai văzusem soliste frumoase, costume, mărie, poale și urace, voci. Erau uluitori. El a cântat primele. Pe urmă au apărut soliști la vioară și ultimul a apărut Luță. A început să cânte, era în vârstă, el a murit un an mai târziu, la 1954. Erau ultimele lui concerte, s-a pus pe un scaun, nu mai putea să stea în picioare și a început să cânte. În timpul ăsta, din auditoriu care era enorm, curtea școlii de acolo, cred că avea 800 de oameni, veniseră de la Cerna, de la Berin. Și atunci, fetele care terminaseră clasa 7-a și care se măritau normal după câteva luni, cam asta era momentul, trebuiau să apară cumva, să fie prezentate cumva și urcau pe pina aceea improvizată, erau îmbrăcate cu rochii, nu erau chiar costumele tradiționale, cumpărate, erau un fel de trecere spre modernism, dar aveau pantofi cu cui, asta am remarcat. Și când urcau scările, toți unii se uitau evident cum fetele urcă pe scenă. Mergeau la Luță și puneau 25 de lei între clapele torcoții. Luță a acceptat servitutea asta o perioadă, s-au urcat vreo 10 fete și la un moment dat s-a oprit și a spus: pita mânsa, nu mai urcă nimeni pe tine. Acum când pe banii mei. Să repet foarte emoționat, acest lucru este esențial pentru demnitatea lui, pentru moralitatea lui, pentru harul lui și acesta e un lucru care îmi va rămâne. Al doilea moment și cu aceasta închei, s-a întâmplat în 1974 pe scena operei, a apărut o orchestră fabuloasă condusă de Gheorghe Zamfir, din care făceau parte Dorin Cuibaru, Pavel Cerzan și Evda Motoca și încă un saxofonist. Piciu, Novakovic. Novakovic. Această formație e foarte importantă pentru că ea a început în 1972 un turneu mondial. Și torogoata a devenit un instrument universal. Există la ora actuală în America cântăreți de blues și de jazz care folosesc torogoata. Vă rog să mă credeți, m-am uitat pe internet. Există la Chișinău câțiva torogotiști fantastici care au învățat la Academia Muzicescu, care învață torogoata la modul sistematic ca instrument al muzicii culte. Și acest turneu al lui Gheorghe Zamfir a fost fabulos. El ne-a vorbit de turneu, dar de ce m-a impresionat? Pentru că am făcut legătura cu amintirea mea din copilărie. Gheorghe Zamfir a spus așa: acest instrument este fabulos, bănețenii fac staccato dublu, și acest lucru l-a confirmat și Ovidiu Papan și mulți alți muzicieni, Diodor Nicoară și așa mai departe. Această tehnică pe care doar bănețenii reușesc să o facă, sigur, e, dacă vreți, excesivă, e o dorință de virtuozitate, cumva, ea e specifică Banatului, ține de istoria asta pe care eu m-am chinuit să o reproduc și Gheorghe Zamfir a făcut atunci o probă, a dus 4 doi taragotiști și doi saxofoniști, i-a pus pe scenă operei și a spus: vă rog să ascultați. Dacă ar fi în America, ar primi milioane de dolari pentru talentul lor, pentru virtuozitatea lor. Sigur, acești 4 nu au plecat în America, pentru că aici e o problemă. Arta
nu cred că înseamnă totuși, cum să spun, banul e o tentație a diavolului, dacă cânți pentru bani, părerea mea că ai renunțat la har. Dar acest fenomen pe care l-am descris eu, nu este un fenomen singular. El a fost susținut o infrastructură extraordinară, a fost compozitor Sabin Drăgoi, Tiberiu Bredicianu, Eugen Muteanu, un nume extraordinar, care l-a creat pe Iefta Potoca. Iefta Potoca, un alt fenomen din Jebel, și aș putea, cum să spun, să continui, pentru că acest fenomen este uluitor. El arată simbioza care există între componenta cultă, să spunem, a artei și componenta aceasta tradițională. Ele se alimentează reciproc. Nu există o fractură. Și nu e valabil numai pentru români. Gândiți-vă la Bartok. Bela Bartok a introdus în creațiile sale dansul românești, dansul maghiar. Și revenind la ce am spus, o ultimă idee, nu trebuie să fim atât de cum să spun, de exclusiviști, să spunem, noi am descoperit primii pe planetă jocul de doi. Nu e adevărat. Jocul de doi nu e specific Bizanțului. Nu e specific grecii, nu e specific slavilor din peninsula balcanică, nici chiar rușilor. Unde e specific? Ciardaș la unguri, polcă la polonezi, la germani, și de aici bănățenii au luat jocul de doi. I-au preluat. Evident, dar l-au transformat în altceva. Adică au păstrat tradiția, nu au renunțat la tradiție, n-au copiat, așa cum se întâmplă acum, și evident a ieșit ceva foarte original și aceasta e mândria bănățenilor. Pe de altă parte, această componentă ludică care există în muzica bănățeană, divertismentul, jocul, femeia trebuie să învârtă, junele trebuie să fie ca un brad și așa mai departe, dă un farmec, să spunem, folclorului și artei bănățene. Cert e că a trebuit să mă gândesc, să-l urmăresc împreună, să văd ce mai pot să spun după atâtea amănunte, atâtea meandre pe care de-a lui le-a făcut, voind să-l aducă în fața dumneavoastră pe Luță Ioviță. La mine este o treabă și simplă și complicată. Eu sunt managerul Casei de Cultură din Caransebeș și bineînțeles că venind acolo am găsit festivalul Luță Ioviță. La început, festivalul acesta a fost să se facă o evocare atât a personalității lui Luță, al lăutarilor din zona Banatului de Munte, și el s-a avut întâi doar pentru instrumentiști. Nu știu dacă doamna Daniela Bălcilă, care a fost și prezentatoare în primele ediții, a fost și membru al jurului și mulțumesc pentru că de fiecare dată a răspuns invitației instituției noastre de a fi acolo, Gelustan, Dumnezeu să le ierte, Beluceia. Dar se înscriau din ce în ce mai puțin instrumentiști și atunci ne-am gândit noi ca să fie scena mai plină și mai bogată, să-l trecem și pe partea de solist vocal, pentru că Luță a fost și o voce, dincolo de a fi un instrumentist. Avea o voce caldă și era chiar foarte apreciat. Și el și băiatul lui Ion, care cânta la saxofon, dar era și un foarte bun solist vocal. Față de ce a spus profesorul despre Luță, despre omul acesta necăjit, copilul cel mai mic care, în loc să fie alintatul familiei, era oprimatul pentru că frații luaseră instrumentele de clănet, adică de clănet, n-avea voie să ating pentru că Ion era năbraznic, îl cam plăsnea, și atunci ce să facă? Să scape de toate acestea, l-au dat la voi, l-au pus slugă.
Și acolo el dă de fluierul la Ambreu și își cântă așa la Leanu. El, cum să vă zic, toată plecarea lui de la voi până la urmă la acest Rebegea, care era un om înstărit al Caransebeșului și unde el se duce băiat în casă să facă toate treburile pe acolo, el cânta la flori și l-a văzut Rebegea, că și într-o zi a dat un clănet. Și când a văzut că acest om se descurcă la... el a, i-a cumpărat și l-a dat cadou. Întâlnirea cu clarinet, cu Torogotul, este fascinantă, pentru că, așa cum spunea domn profesor, el era în armată și acolo descoperă acest instrument, își dă seama că sunetele lui grave, asemănătoare unui ecou în văile munților, când se strigă după o vară, pe un dar, pe altul, reprezintă ceva și se potrivește mai mult cu matricea, a ceea ce avea el în suflet și, să zicem, registrul cântecelor mărățenilor și mai ales a mărățenilor din zona de munte. Pentru că, așa cum spunea profesorul, încet, încet vioara dispare și acum aproape de tot măchirui aduc vioriști de la Timișoara ca să fac festivalul de la Caransebeș, pentru că dirijorii nici nu vor să accepte să se facă doar cu sunetele de instrumentelor aerofone. Nu poți, adică vă spun, nu pot, e un țipă, nu-ți mai au acoperă și pe solist, cu atâta lămuri și aproape devin ca nemțe, numai cu fanfară. Și am vrut să vă spun că episodul acela a nopții de înviere, pentru că a fost noaptea învierii atunci când el a cântat între fronturi. Și a spus, a fost un inconștient, pentru că putea să mă opuște oricine. Și de-ai noștri și de-ai lor. Și el a ieșit, pentru că i-a dat un ordin, el avea un comandant care ținea mult la el, care era tot bănățean. Și asta l-a rugat, nu să cântă pentru toți. Și atunci el a ieșit între linii fiind foarte aproape, că atunci se împușca și dacă apetea o țigară, ți-o aprindea ăla dacă o scădeai, că de-aia era de aproape liniile. El a ieșit între linii și a cântat la Paloma, după care a cântat o melodie de el și s-a lăsat încet în jos ca o umbră și a intrat în tranșeul lui de șobolan, cum spune el. Este impresionant pentru că arată că și armele tac în fața muzelor. Ruța a mai avut un noroc, pentru că el, după ce vine de pe front, rănit, a fost rănit, se vindecă și n-a mai avut chef să întoarcă la luptă. Pentru că și așa era un imperiu în disoluție și vedea că putea să moară degeaba, ca un prost, cum spune el. Atunci el nu s-a mai dus la armată, a fost dezertor, l-au ascuns prin poduri prin unde l-au bătut, până la urmă îl găsește și îl deferă curții marțiale, să știu, trebuie mai puțin cunoscută. Nu știu. Și este condamnat la moarte. Doar că nu s-a mai executat pentru că a intrat pe imperiu, a făcut praf, nu mai avea nimic el să-l împușcă pe Ruță. El aici aș putea să desfac, pentru că ce se întâmplă? Nici eu, până nu am intrat în străfundurile apucăturilor instituției mele, nu știam ce e Ruță. Știam așa, Ruță. Păi era festivalul Ruță, da? Cine e Ruță? Nu se știa. Nu mai vorbesc de, să zicem, concurențe care veneau la concursul nostru, concurau și le întreba, cine-i Ruță ăsta? Deci era mai mare întrebarea și mirarea lor. Și în fața unei asemenea valuri, l-am rugat pe Ștefan Isac, este un fost membru al doilei banatului din Caransebeș, solist de muzică populară, și care îi place să adune de toate. Și
el, într-o seară, vorbind cu el, mi-a spus multe despre Luță și am zis, măi, Ștefane, hai să facem un pliant mic, să-l dăm la toți ăștia concurenții care vin, pentru că nu știa nimeni până. Și am scos această broșură cu Luță, unde sunt și cântecele lui, unele de ele, fotografiile lui cu familia, chestii mai puțin cunoscute, și am să-l dau profesorului împătimit, care este Ion Țărănu, să aibă și el o carte și un auxiliar lui Emil, să aibă și el aici, pentru că a îndrăznit să aducă evocarea lui în casa lui și al doamna Carmen, pe care o salut. Și o felicit, și vă felicit amândoi. Aș vrea să vă mai spun despre Luță, că el a fost distins cu Ordinul Muncii clasa a treia de către Petru Groza personal. Și a spus, niciodată n-am avut mai multe emoții nici în fața regelui, pentru că el a fost și în fața regelui. A fost și la Carol al II, a fost și la Ferdinand, și a cunoscut, pentru că Ferdinand, așa cum știți, batalionul lui de gardă era din Caransebeș. Și venea des prin Caransebeș și cânta la Pomul Verde, l-a invitat Luță să cânte la restaurantele acestea. Ar mai trebui spus că Luță a avut și o perioadă a Clujului. Da. A fost și la Cluj. Și restaurantul de acolo, atât de mândru era, avea pe Luță în portret, vei? Și scria cu majuscule mari, adică literele erau în formatul mare, în acest local cântă Luță Ioviță. Era, cum să vă spun, o mândrie pe bulevard să vezi portretul în geamul restaurantului, unde Luță cânta cu banda lui, seară de seară, băieții, în primul rând, erau prinși în acest local. El moare săracul, este o chestiune de controversă, văd că el scrie că în 55, dar s-a spus 54. Da, așa, probabil. Dar contează un an în plus. Ce am vrut să zic? El a murit săracul la Topolovăț, în gară, pe bancă. Venea de la cântat. Pusese la o zăcală, cum ziceau ei, în zilele Crăciunului. El moare pe 27 decembrie. Și pentru că e doamna Daniela aici, aș vrea să nu uite pe 27 decembrie în fiecare an să pună o melodie cu Luță Ioviță. Celul devizat, unii scasele lăutarilor, sunt niște bordei aproape. Acum așa au făcut, din cărămidă crudă, combinată cu cărămidă smars, luată de la demolări, și-au făcut. Dar ei tot așa, ei au niște cătune cu bordeile muzicanților și el în 52 vrea să mai vadă odată satul lui și a zis, dar nu mă duci cu mașina, vreau să mergi cu cocia, cum mă duceam eu și veneam. Și se duce la o rugă, la Dalci, cu cocia și mai vede odată satul lui. Și cum să vă spun, a fost zdrobit de modificările. Deci, în primul rând, când am mai găsit casele de acolo, erau deja trecute și în interiorul localității și nici mâncarea nu mai era cea pe care el cerea să-i dea mălai cu o brânză, că așa a fost mâncarea copilăriei lui în zilele de cele fastoase. Și a spus, Luță, dar nu mai mănâncă nimic acum așa ceva. Se mănâncă oaie, lățăs, se mănâncă pită, coaptă. Deci nu l-a mai găsit asta și s-a simțit atât de străin, că și spune că n-a mai vrut să stea nici în Caransebeș și el pleacă la Timișoara după partea cu Clujul. Dar din Dalciul acela amărât și dulce, a venit la Emerescu, cel care avea să preia în 51 Doina Banatului, fostă Lazar Cenescu, măsura în care Lazar Cenescu a văzut că e controversat, că ba fusese legionar, ba nu fusese, ba a fost împușcat de aia, ba de aia, ca să termine, i-a luat numele și l-a transformat apoi în Doina Banatului din 51, exact în programul acesta cultural pe care guvernul Groza l-a pus în mișcare și pentru că găsise
în Luță, în acest Lae Ionescu, care fusese ofițer de muzică militară și care se despolonizase și el de pe front, a pus bazele acestui ansamblu care reprezenta tot Banatul. De aia și zis Doina Banatului. Apoi de el au tras, ba cei de la Reșița, ba cei de la Timișoara, a spus ce e ca Severș, nasul vostru mic. Și l-au desfințat, l-au făcut ei ce-a făcut. Adică l-au distrus, ca să nu mai zic. Dar cântăreții au fost duși ba la Reșița, ba la Timișoara. Tot de acolo a plecat, tot din Dacia, a vrea să vină Novăcești, Luca Novac și Gheza Novac și toți novacii, zveniți tot din Dacia. Deci e un sat care a născut atâtea, să zicem, voci, atâtea oameni extraordinari care au dat muzici populare, bătățene, suflu nou, dacă vreți, au venit cu altfel. În Căpunul, dacă vă duceți odată, nici nu puteți să ajungeți măcar, pentru că este tumă într-un vârf de deal și acolo, pe o singur fir, pentru că încoace pe rupă, încoace pe o singur fir, pe acest sătuc. Acea amintire de la Șipet, când Luță a cântat pe banii lui, a cântat cu vocea. Și leitmotivul era masculin-feminin. Vreme rea, muiere rea, să vină dracu să o ia. Un text era cum ar fi interzis. Pe de altă parte, își cerea iertare, pentru că a înșelat iubita și a fost necredincioși și așa mai departe. Spunea copiii, nu mă mai caută. Deci acea trăire, acel etos extraordinar, el mi l-a dăruit, așa, cu o generozitate, exact cum ați spus, incredibilă. Și, desigur, acesta e fenomenul. Torbata lor actuală a intrat în Banat, nu la Lipova, la Făget, la Orapița mai puțin, acolo e un alt fenomen. Și Lugojul e puțin, dar evident, în Ardeal, la Alba Iulia, la Cluj, mai puțin în Bihor și în Maramureș. A penetrat în Voivodina, în Ucraina Transcarpatică și peste tot în lume unde sunt români există torogată. Aceasta e ceva fenomenal și uneori, ca și dumneavoastră sau ca și Luța, mă întreb, unde sunt vremurile de altă dată? De ce apar atâtea chiciuri? De ce, să spunem, acest folclor? Și atunci îmi amintesc o strofă din Eminescu. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Luță Ioviță, Dumnezeu să binecuvânteze Banatul, Dumnezeu să binecuvânteze România.